Sunt Paul Caradan, sunt osteopat, am studiat în Copenhaga, în Danemarca și am revenit după mulți ani, am venit în România, mie mi s-au părut foarte mulți, am venit în România să continui ceea ce am început, adică să am grijă de oameni în general, să tratez, să practic osteopatia și să dau mai departe ceea ce am învățat. Să dau mai departe prin mâinile acestea care pur și simplu mă folosesc de ele, pentru că osteopatia este medicină manuală. După aproape 7 ani petrecuți în Copenhaga, atunci când m-am întors în România, toți cei care m-au înconjurat, românii de aici, mi s-au părut extraordinar de schimbați, nu i-am mai recunoscut. Ei erau altceva, iar eu eram altcineva. Cumva lucrurile au făcut așa o simbioză atunci când m-am întors, am reușit să mă reconectez destul de repede. Erau destul de schimbați, repet, în sensul că și viziunea mea s-a schimbat față de ei. Sunt multe de făcut, într-adevăr, sunt multe de depășit, dar susținem într-adevăr cu toții această transformare. Ceea ce am observat este că românii nu prea știu să aibă grijă de ei înșiși. Nu știu să facă sport, nu au cultura mișcării precum au celelalte popoare, nu vor să transforme lucrurile atât de repede precum fac ceilalți. Suntem un popor care știm foarte multe lucruri, însă nu aplicăm ceea ce știm. Și asta se observă la prima vedere. Pur și simplu, pe oricine întreba, știu foarte bine cum stau lucrurile, cum ar trebui să stea lucrurile. În realitate, în planul efectiv de desfășurare, nu se întâmplă așa. Osteopatia se face cu mâinile și doar așa pot să tratez. Mă simt bine că m-am întors. A fost o dorință mea de a da mai departe, o dorință mea de a trata, o dorință de a face bine. Adică a contribui efectiv la starea de bine.